Dragii mei frați, prin harul bunului Dumnezeu, cu această ocazie ne vom apropia de cuvântul Domnului să învățăm un lucru cu care de fapt ne confruntăm în fiecare zi, care poate constitui pentru noi o revelație de la Dumnezeu și o primejdie permanentă pe drumul credinței, de care nu numai că trebuie să ne păzim, dar în primul rând trebuie să fim conștienți. Cel mai vulnerabil în fața unei primejdii este un om care nu știe că este în primejdie. Să cerem împreună călăuzirea Domnului. Te rugăm, Tatăl Ceresc, conducându-l nostru potrivit făgăduinței tale scumpe a călăuzirii Duhului Tău Sfânt. Învață-ne căile tale astăzi, deschide sufletul nostru și vorbește-ne, Doamne, potrivit bunătății și îndurării tale. Îți mulțumim că ne îndrepți pașii pe calea vieții și te binecuvântăm prin Domnul Iisus. Amin. Profetul bipolar este titlul prezentării noastre de astăzi. Sunt convins că pentru cei mai mulți dintre noi ar fi foarte greu să răspundem la întrebarea cu privire la Balaam. Ce a fost Balaam? A fost un profet sau a fost un ghicitor? E greu, pentru că le găsim pe amândouă în Scriptură și este greu să răspundem pentru că nu putem asocia așa ceva. Cum poate fi cineva vrăjitor, ghicitor și proroc în același timp al Domnului? Este ceva care literalmente forțează mintea noastră în a înțelege, dar așa cum am întâlnit tabloul acesta în câteva locuri, pe când visezi ceva greu, grav că se întâmplă, îți dai seama la sfârșitul visului că tu ești persoana aceea pe care o vedeai în vis și care făcea acel lucru. Poemul care vorbește despre Iuda vânzând pe Iisus, despre soldații romani care bat și când deodată îți dai seama în vis că tu ești acela care face acest lucru. Este literalmente șocant. Nu este deloc plăcut, dar în același timp este necesar un astfel de duș rece al spiritului care să ne trezească din această letargie mortală, din această inconștiență în prezența primejdiei care ne paște. Astfel că vom merge împreună în Cartea Numerii și vom întâlni acest om care are aceste două identități, este profet, rostește una dintre cele mai frumoase și înălțătoare profeții cu privire la venirea Domnului nostru Iisus Hristos și în același timp este ghicitor, este un agent satanic infiltrat în poporul lui Dumnezeu. E de neimaginat în practică lucrul acesta, dar este atât de real. Cel din tâi pas va fi următorul. Îl vom lăsa pe însuși Balaam, profetul ghicitor sau ghicitorul profet, îl vom lăsa pe omul acesta să descrie propria lui viață, să descrie relația lui cu profeția, cu Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu. Balaam și-a rostit prorocia, numărul 24, versetul 3. Balaam și-a rostit prorocia și a zis, iată ce zice Balaam fiul lui Beor, atenție, omul cu ochii deschiși. Adică vezi ce faci, știi ce faci, ești conștient, omul cu ochii deschiși. Cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, asta înseamnă că auzi, înseamnă că înțelegi, înseamnă că ești conștient de ceea ce vezi și ceea ce auzi. Omul cu ochii deschiși, omul care aude cuvintele lui Dumnezeu și versetul 4, partea a doua, cel ce vede vedenia celui atotputernic. I-a vorbit Dumnezeu în descoperire dumnezeiască lui, vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși. Se închină înaintea lui Dumnezeu și are ochii deschiși în închinarea lui, e conștient cui se închină. Este conștient de adevărul despre Dumnezeu. Acesta
acesta este el. Continuă versetul 15 spunând, așa vorbește Balaam, așa zice omul care are ochii deschiși, așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui preanalt, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși, și atunci el rostește prorocia aceea absolut inegalabilă. Îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare în Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Iubiții mei, era, de fapt, confirmarea prorociei care a fost rostită de părintele Iacov când a spus toiagul de cârmuire nu se va depărta până în ziua în care va veni Shiloh. Și Talmudul se jeluiește de faptul că s-a depărtat toiagul de cârmuire și n-a venit Shiloh, dar Iisus era printre ei și ei nu l-au cunoscut așa cum și noi de altfel. Suntem copleșiți de descrierea aceasta, în același timp rămânem uimiți că în omul acesta se găsește o altă parte, și anume, este atât de lacom de avere încât este gata să calce peste popoare întregi ca să câștige favoare, mai degrabă merge să blesteme un popor nenumărat ca el să poată câștiga ceva pe seama aceasta. De asemenea, este dispus să calce voia lui Dumnezeu, este mai mare, este setea lui de a avea decât credința lui și respectul lui pentru Dumnezeu, și astfel că merge împotriva cuvântului Dumnezeu, alege chiar opusul și Dumnezeu îi dă drumul să meargă acolo unde a plecat. Ce se întâmplă cu un om care trăiește acest fel de viață dublă? El devine o cursă pentru propriul său suflet. Imediat o să întâlnim noi în cuvântul prezentat astăzi imposibilitatea aceasta. Nu poate nimeni să slujească la doi stăpâni. Revin spunând, dacă cineva slujește la doi stăpâni, va sfârși prin a aparține unuia dintre ei. Nimeni nu poate să facă, dacă acest cuvânt al lui Dumnezeu ne-a fost dat nouă și ni s-a spus, nimeni nu poate, nu e vorba că nu ar vrea, nu poate. El vroia acest lucru, dar el nu credea că nu se poate. Și el nu credea că o apă dulce amestecată cu apă amară nu dă o apă dulce, nu face apa amară dulce, ci invers, face apa dulce să fie amară, sau apa dulce cu apă sărată. Nu transformă apa sărată în apă dulce, ci invers. Lucrul acesta se întoarce întâi în primul rând împotriva sufletului lui. După ce cuvântul lui Dumnezeu îl prezintă pe el, rostind această prorocie, după ce intră în conflict cu Balac, acest om i-a oferit mai mult decât s-ar fi gândit el, după ce vede toate aceste stări de lucruri, el spune, acum mă întorc la poporul meu. Dar, spunând cuvintele acestea, el nu numai că nu se întoarce la poporul lui, ci se angajează într-o cumplită lucrare de corupere a poporului Israel. Așa se face că implică pe madianiți și adresează invitația lui Israel să se unească cu ei la desfrâu și la idolatrie cumplită. Acest om, unul din punctele care asupra cărora am fost pur și simplu, a trebuit să rămân mai mult asupra acestui lucru, cum se face că poporul lui Dumnezeu l-a ascultat pe omul acesta. Era clar că lucrul pe care îl spunea el și invitația pe care o adresa el poporului lui Dumnezeu era în coliziune cu cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus niciodată, nu merge pe drumul acesta că vei ajunge ca și idolii muți la care te închini. Cum se face că poporul lui Dumnezeu
a putut, care a fost elementul care a corupt poporul lui Dumnezeu? În primul rând, nu a fost nici desfrâul, nici idolatria la care s-au dedat ei cu acele cumplite nenorociri, atât pentru Madianiți a fost ștearsă seminția aceasta de sub ceruri, pentru mii de oameni din Israel, pentru nu acesta a fost elementul corupător primordial. Elementul corupător primordial a fost prorocia lui Balaam despre cel ce vine, despre Mesia, despre mult așteptatul Shiloh. Când prorocia aceasta a ajuns la cunoștința poporului, poporul a lăsat garda în jos, neînțelegând și neștiind ce se întâmplă. Dar în același timp, neavând sub nicio formă confirmarea lui Dumnezeu. Indiferent cât ar fi o prorocie de interesantă, de izbitoare, de se împlinește, cum spune Deuteronom, capitolul 13, a spus un semn, s-a împlinit. Indiferent în ce ar consta această prorocie, o minune, o catastrofă, o situație, dacă ea conține un element care se împotrivește cuvântului lui Dumnezeu, Scriptura spune să n-ai nicio frică de prorocul acela. Nu vine de la Dumnezeu. El te conduce prin aceste mijloace pe căi străine de Dumnezeu. Aici a căzut poporul lui Dumnezeu și învățăm lucrul acesta, pentru că noi trăim într-o vreme de confuzie, într-o vreme de amestecătură cumplită între adevăr și neadevăr. Aproape că este imposibil să găsești ceva prezentat publicului care să nu fie contrazis de altceva, în domeniul medical sau politic sau toate celelalte. Este greu să asculți la știri fără să te întrebi oare această știre este adevărată ori este fake news, cum noi numim. Am ajuns în această vreme de cumplită confuzie și în vremea aceasta scăparea este una singură, luceafărul strălucitor de dimineață care răsare în sufletele noastre și care e Domnul nostru Iisus Hristos. El este steaua Nordului. E singurul lucru care a mai rămas într-o vreme ca aceasta, fără ca în el să fie schimbare sau umbră de mutare. După ce a rostit prorocia aceasta și după ce a spus, acum mă întorc acasă, În loc de a se întoarce acasă, la poporul meu a zis el, în loc de a se întoarce acasă, el se oprește și discută cu bătrânii lui Moab, cu bătrânii madianiți, cum să întindă o cursă lui Israel. El care a binecuvântat pe Israel, el care a spus viitorul lui Israel, care a văzut vedenia lui Dumnezeu, a știut planurile lui Dumnezeu cu poporul Israel, el, același om, merge și sfătuiește cum poate fi corupt și distrus poporul acesta. Și atunci Biblia numește aceasta fapta Cozbii. A fost un moment cumplit legat de numele acestei tinere din Moab numită Cozbia. Iubiții mei, nu putem să nu remarcăm faptul că prima victimă a acestui fel de a trăi este omul însuși. Bipolarul acesta înseamnă, bipolar, cuvântul în sine, înseamnă a trăi alternativ în două sisteme de valori complet opuse. Ceea ce este uluitor este că un bipolar în domeniul spiritual este literalmente un demon când e vorba să sfătuiască la rău și este un înger când este vorba să vorbească despre bine. Și aceste două parcă nu se amestecă niciodată. Dar atenție, demonul nu vine dat cu zmoală, așa cum am învățat noi atât de greșit în viața noastră. El vine întotdeauna ca înger de lumină. El vine întotdeauna ca slujitor al neprihănirii, așa spune Sfânta Scriptură. Cine poate să deosebească într-o vreme de confuzie ca aceasta? Cine poate să deosebească glasul Domnului? Cine poate să înțeleagă în tot acest context căile Domnului? Acela care în adevăr dorește în adâncul sufletului să fie călăuzit de Dumnezeu. Duhul Sfânt vă va călăuzi pașii. Urechile tale vor auzi după tine glasul care îți va spune, iată drumul, mergi pe el. În timp ce o mare parte din Israel a căzut sub influența cumplită
acestui strălucitor cuvânt pe care el l-a adus, iată, o stea răsare din Iacov, în timp ce o parte a căzut, nu toți au căzut acolo. Ceea ce arată că lucrul acesta rămâne și este o alegere. Unii au ales să meargă pe calea lui Balaam și au luat parte la această idolatrie și desfrâu cumplit, iar alții n-au avut niciun fel de parte în lucrul acesta. În Iosua 13:22, Biblia spune: între cei pe care i-au ucis copiii lui Israel, uciseseră cu sabia și pe ghicitorul Balaam. El a fost ghicitor și profet în același timp, dar nu poate nimeni să fie și una și alta, va sfârși una în final. Fie se va pocăi și se va întoarce la Dumnezeu, fie păcatul și fără de legea va birui în final și omul va rămâne ghicitorul Balaam, așa cum scrie în Sfânta Scriptură. Chiar mustră Domnul în cartea Apocalipsei, capitolul 2, versetul 14, mustră biserica aceasta care are niște oameni ce țin de învățătura lui Balaam. Asta ce înseamnă? Păi învățătura lui Balaam este să zici una și să fii altceva, să mergi acum pe o cale și să creadă cineva că este îngerul lui Dumnezeu și tot aceeași ființă să meargă pe o altă cale, să fii capabil de așa ceva. Sigur că, așa cum spuneam, nu e plăcut să fii descris în acest fel, dar dacă este adevărat, de ce să nu avem acces la adevăr? Aceasta este o cumplită boală a minții, bipolarul, dar ea are aplicație în domeniul duhovnicesc, așa cum vom întâlni noi mai departe în cuvântul lui Dumnezeu. Iacov întreabă așa: de ce încercați să trăiți această viață bipolară? Limba, spune el în versetul 6, este un foc, e o lume de nelegiuiri, cuvintele, o lume de nelegiuiri. Și auziți versetul 9, bipolar. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Păi, binecuvântăm și blestemăm în același timp, deci care dintre ele va rămâne fără discuție? Apa dulce amestecată cu apa amară va da apă amară în final. În final rămâne blestemul, binecuvântarea, dar uitați-vă în versetul 9, cum suntem noi avertizați împotriva acestui fel de viață. Dacă binecuvântăm pe Dumnezeu, cum putem blestema pe aproapele nostru? Cum putem vorbi, șezi și vorbești de rău, bârfești pe fiul tatălui tău din ceruri sau asasinezi caracterul sau răspândești în poporul lui Dumnezeu cu cuvinte neadevărate? Să nu umbli cu bârfeli în poporul lui Dumnezeu, să nu te ridici împotriva vieților. Este un atentat, un asasinat. Dar Iacov vorbește în capitolul 3, versetul 6, de amestecarea, de alternanța acestor lucruri cu aceeași limbă. Și întreabă în versetul 11, oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Se poate așa ceva? Încearcă cineva să trăiască acest fel de viață? Nu, Mântuitorul spune, nu se poate. Frații mei, poate un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Este limpede că amestecarea aceasta de a acestui stil de viață, acest lucru produce în final o ființă decăzută care se va prăbuși sub greutatea propriei fără de legi. Păziți-vă de așa ceva, spune versetul 10. Nu trebuie să fie așa ceva. Bine, dar nu are nimeni puterea aceasta odată ce o ființă este într-o astfel de situație, în același timp el a pierdut orice putere de a ieși dintr-o astfel de situație, dar nu orice posibilitate. Pentru că tot ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Dacă vezi în viața ta acest fel de bipolar, de
duplicitate în viață. Vino la Dumnezeu și spune-i acest lucru. Văd în mine altă lege. Văd în mine o lege, după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar în mod bipolar văd o altă lege tot în mine și o nenorocitul de mine. Adică mărturisește-i lui Dumnezeu. Spune-i acest lucru. Doamne, mă văd și într-o parte, mă văd și într-alta. Orice om care vine la el nu va fi dat afară, va fi scăpat. E la distanță. Rezolvarea este imposibilă comun, dar e la distanță de o rugăciune cu față de Dumnezeu în contextul acesta. De aceea întreabă Bunul Dumnezeu în Romani capitolul 2, versetul 17. Aici întâlnim din nou expresia aceasta a bipolarului acestuia. Tu spui despre tine, cum a spus Balaam, eu sunt omul cu ochii deschiși, cu urechile deschise, văd vedenia celor tot puternic, știu planul lui Dumnezeu. El a spus despre sine așa ceva. Tu, care te numești credincios, care te rezim pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeu peste tot, spui ce-i cu tine, care cunoști voia lui Dumnezeu, care știi să faci deosebire între lucruri, ăsta e rău, ăsta este bine, te măgulești că ești călăuza orbilor, vei evangheliza lumea, vei face un lucru sau altul, ești lumina celor ce sunt în întuneric, ești povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, tu, care înveți pe alții, de ce nu te înveți pe tine? Pe tine nu te înveți? Întreabă versetul 21. Tu care, și acum trece la exemple, tu care propovăduiești să nu furi, înveți de la învon, sau pui manuale lucrul acesta, sau înveți pe copiii tăi, tu care propovăduiești să nu furi, furi, tu faci lucrul acesta? Ce să înțeleagă copilul tău de la tine când i-ai spus să nu furi, dar te vede pe tine furând? Cum a spus hoțul acela noapte fiicei lui pe care a luat-o nefericită, a luat-o cu el la furat și a întrebat-o, mă vede cineva? Și ea a spus, da, cine? Eu te văd, tată. Cea mică a răspuns la o întrebare existențială, eu te văd, tată, eu te-am auzit, dar te și văd. Tată sau mamă sau pastor sau frați, surori, biserică, eu te-am auzit ce ai spus, ce ai mărturisit, dar te-am și văzut cum ai trăit. Tu care zici să nu prea curvești, dacă cineva privește, gândește, simte sau așa, știm cuvântul, tu care propovăduiești așa ceva, tu faci lucrul acesta, chiar lucrul acesta, una predici și altceva, aceasta este trăirea aceasta bipolară cu primejdia care o însoțește aceea de a divide mintea și viața unui om, de a face din el nu o lumină, ci de a face din el un astru înșelător și lumea urmează cursul acesta și noi suntem în primejdia de a fi orbiți de ceea ce apare ca o prorocie incomparabilă, aceea spusă de Balaam, dar care în același timp a devenit o acoperitoare pentru cea mai subtilă și cumplită nelegiuire în care a condus el poporul lui Dumnezeu și a nenorocit seminția pe care a angajat-o în lucrul acesta. Tu care ți-e scârbă de idol, declar că tu ești împotriva idolilor, nu vrei să auzi și așa idolatria modernă, tu le jefuiești, trăiești din așa ceva, tu care condamne așa ceva, tu trăiești din așa ceva, este groaznic. Tu care te fălești cu legea, vai, noi avem, tu ne cinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi, care este efectul? Din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. În realitate, nu se sfârșește nimic cu denigrarea aceluia care încearcă să meargă pe două cărări, să schioapete de amândouă picioarele. Nu, ci se sfârșește la Dumnezeu, în obrazul lui Dumnezeu, în obrazul celui care este lovit cu nuioa peste obraz. Cât de frumos este atunci când numele lui Dumnezeu este binecuvântat. Oamenii văzând viața voastră, v-au auzit, dar acum v-au văzut, atunci ei slăvesc pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Această frumoasă rugăciune a lui David din Psalmul 119, versetul 80, ne cheamă la un alt fel de viață pe noi. Inima să-mi fie neîmpărțită în orânduirile tale, ca să nu fiu dat de rușine în final.
inima să-mi fie neîmpărțită. Dar nu este nimeni care să nu fie în primejdie aceasta. Inima împărțită, noi am avut inima neîmpărțită înainte de căderea în păcat, dar după căderea în păcat, inima noastră este o inimă împărțită. Se va întâmpla însă că prin puterea lui Dumnezeu această inimă împărțită nu va acționa așa cum acționa poporul lui Dumnezeu pe vremea lui Ilie, când căzând în urmă, într-o parte, când căzând în alta. Inima să-mi fie neîmpărțită în orânduirile tale, ca să nu fiu dat de rușine. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile, păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Cum se face lucrul acesta? Este o cale simplă. În timp ce văd în mine acest lucru, această altă lege despre care vorbea Pavel, văd în mine înclinația sau tendința, văd orbirea, văd urma pașilor mei, în timp ce văd lucrurile acestea, în același timp, crucea pe care a înălțat-o Tatăl nostru, fiindcă atât de mult a iubit lumea, crucea aceasta oferă speranță chiar și tâlharului care este acolo. Ce speranță mai poate fi pentru un astfel de om? Și totuși, toată speranța era la îndemâna lui, cu cât mai mult pentru mine și pentru tine, care ne găsim astăzi într-o stare mult favorizată. E doar la un pas de o rugăciune. E doar la un pas de o sinceră acceptare a adevărului cu privire la noi. E doar la un pas de a primi în viața noastră balsamul vindecător al vieții Domnului nostru Iisus Hristos. Privirea pe care a adresat-o el lui Petru este privirea care se îndreaptă spre mine și spre tine acum. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Alegeți astăzi, a spus Iosua, cui vreți să slujiți, pentru că și nu se poate. Dumnezeu să lucreze în viața și ființa noastră și să primească rugăciunea noastră. Aceasta este cererea noastră, Tată prea iubit, ca Tu să faci din inima noastră împărțită o inimă curată, sfințită, dăruită Ție, Doamne, Dumnezeul nostru care Te-ai dăruit nouă. Venim înaintea Ta și Te rugăm pentru toți cei care se zbuciumă în tensiunea aceasta grozavă între un pol și altul. Doamne Dumnezeul nostru, dă biruință aceluia care Te-a ales pe Tine și care și-a îndreptat privirile spre Tine și care dorește să așa cum a spus David, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Aceasta este rugăciunea noastră, Tată, și îți mulțumim pentru planul Tău care este mult dincolo de ceea ce noi putem gândi sau simți prin Domnul Iisus Hristos. Amin.